sau un putmuritor la bani sau la eugolii dintre astea de vită încălțată, că să nu facă alea amândouă, nu știu cum. Ele cred că sunt singure pe lume. Sunt două nenorocite, dar care n-au știut niciodată să facă nimic, în afară de să citească de pe niște cartoane. Doar eu lucrez în televiziune și știu cum fac, da? Mihaela Rădulescu n-a spus un cuvânt în viața ei de la ea. Atenție, avea niște cartoane în față și Andreea Marin exact la fel. Ele n-aveau, nu puteau să vorbească liber. Și dacă vorbeau liber, ce? Ajungeau la o flecăreală de asta de cafenea și atât. Au avut vreodată vreo idee, au spus ceva interesant, niciodată, bă. Ori pe vremea când erau mai tinerele, sigur atrăgeau prostimea pentru că veneau despuiate. Dar astăzi ce să-ți mai arate? Au fost deja devansate, depășite, ameliorate de alte 20-30 de fufe. Da? Nu mai reprezintă nimic, acum sunt muieri bătrâne. În ciorbă bătrână, tată, lasă-mă aia cu găina bătrână, o porcărie iarăși românească, nu avea niciun proverb de calitate. Chiar am ajuns la o concluzie într-o zi. Toate sunt de nefolosit. Ce țară de vite, da. Două tâmpite, da, care în afară de faptul că și-au făcut praf viața personală, deci nu erau niciun exemplu pentru societate din niciun domeniu. Numai după bani, da, au stat în niște relații mârlănești toată viața lor, numai cu oameni cu bani, numai cu interlop, numai cu influenți, numai cu amărâți de ăștia, numai cu boschetari, așa, ele erau un exemplu pentru societate. Păi la ce, mă? Deci exact așa să nu faci. Ultimele jivine, da, nu le interesa decât să parvină, să adune cât mai mult, cât mai mult, cât mai mult și să se scrie despre ele. Tot timpul să se scrie, să scrie, ei nu trăiau decât din chestia asta. S-au făcut de râs de atâtea ori. Au avut niște căznicii de 2 lei, au luat bătaie în căznicii, veneau, stăteau pentru orice jegmăneală de asta apăreau la televizor. Imediat unde se duceau 2-3 poze să trimită, să mai discute un pic de ele. Ce nenorocite!